Atleții legitimați la CS Medrobeta au luat la finele săptămânii trecute primul contact în competițiile oficiale din 2016. Antrenorul Mirel Bârcu a avut la start doi sportivi în cadrul primei etape a campionatului național indoor, concurs ce a deschis sezonul atletic oficial din România. Adrian Mădălin Popescu, transferat la finele anului de la CS Medrobeta, a avut o revenire promițătoare în circuit după o accidentare care l-a ținut mai bine de jumătate de an în afara pistei. Colegul său, Bogdan Mirea, a trecut linia de finish abia pe locul 34 la 400 de metri. Am avut prima etapă a campionatului național senior, tineri și juniori. Am participat cu doi sportivi. Pot menționa că s-au comportat bine, în special Popescu Mădălin, după accidentarea care a avut-o în vară și a revenit în ritm și a punctat chiar foarte bine. M-am bucurat că și-a revenit. Sper să acceadă la o medalie în finala care va fi peste o lună. Avem în general pe locul 8, dar resurse sunt să chiar să vină în primii trei locuri în țară. Adrian Popescu este gura de foc a severinenilor după golul lăsat de Petre Drulă. Pentru a vedea care sunt reacțiile organismului după efort, atletul va fi supus unui nou control medical înainte de finala de peste 4 săptămâni. Trebuie să schimbăm un pic ritmul de antrenament, el neputând chiar face toate exercițiile care erau necesare, pentru că nu i-a permis organismul după accidentare. Urmăm să facem o vizită medicală la domnul doctor Zința și să ne spună clar dacă putem intra în forță. Sper că într-o lună de zile să fie la nivelul cel mai ridicat. În aceeași competiție, desfășurată în weekend în sala din complexul bucureștean Lia Manoliu, severineanca Ancuța Bobocel de la CSU Craiova s-a impus clar în proba feminină de 1500 de metri. Cea mai în formă semifondistă româncă la sfârșitul sezonului trecut, cu clasări excelente în competițiile de cross, a început perfect sezonul intern. Eleva pregătită de Marini Strate s-a impus detașat în 4 minute 21 de secunde și 78 de sutimi la distanță de următoarele două clasate, ambele de la CS Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu este una dintre echipele cu procent bun în toate topurile publicate de LPF.ro și bazate pe informațiile furnizate de Instat, firma de statistică ce analizează partidele din prima ligă. Gorjenii s-au ținut bine pe picioare în duelurile cu adversarii. Jucătorii Panduri au câștigat numai puțin de 102 dueluri per meci. Toate liniile au reușit mai mereu să iese învingătoare în lupta cu adversarii, însă cel mai bine au stat, așa cum era de așteptat, fundașii. În 53 de dueluri per meci au îndepărtat pericolul care amenința buturile apărate de Mingote. Trupa condusă de Edi Iordănescu este din nou pe podium în statistică, de data aceasta la capitolul de posedări. Albaștrii au câte 21 de deposedări corecte, performanță care îi plasează pe locul secund după cele 23 de etape scurse. Cel mai bine stă Dinamo cu 22 de deposedări corecte per meci. CSU Craiova, Steaua, CFR Cluj, Astra, Viitorul și FC Botoșani au câte 20 de deposedări corecte conform cifrelor Instat.